Piața Obor a fost în acest weekend scena distracției pentru oameni de toate vârstele și din foarte multe țări. La Oktoberfest s-a prins în oră toată lumea, turiști din Germania, dar și muncitori asiatici care trăiesc în România. La o singură terasă s-au vândut 10.000 de mici și de două ori mai multe beri. În cea mai mare piață din țară s-au încins horele în acest weekend. Nu s-a sărbătorit Oktoberfest, ci Oktoberfest. De atmosferă s-au bucurat și turiștii din alte țări, dar și străinii stabiliți la noi. Where are you from? I'm from Deutschland, Germania. How is the party? The market is great. I like this beer. Have you tried meat? Yes, yes. What's the best meat this year? Nice. Cu soțul meu. Dar soțul meu n-are ureche muzicală. Și dansez cu cine mă nimeresc. Distrați-vă, orice ați avea. A dansat? Foarte frumos a dansat. A dansat, m-a dansat cu fetele mele, cu prietenii. Am băut cu berică, un mic. Oamenii veniți să facă cumpărături s-au prins imediat în horă. Mulți spun că a fost o ocazie neașteptată de distracție la piață. Puțin, puțin, așa mai bătrânești, mai așa. Cu cine azi? Am venit cu generele, cu fiica mea și cu soția. Am petrecut foarte frumos, atmosferă incendiară frumoasă, multă lume, distracție. Am și dansat, am și mâncat. Niște mici cu cartofi prăjiți. Pastramă de berbecuță, micii, cartofi, o bere la pahar. Câte bere ați băut până acum? Cam trei bere am băut. Avem îmblânzitorii de mici, îmblânzitorii de cârnăciori și de pastramă. Vindem astăzi, cred că o să sărim peste 10.000 de mici. Cărnați și la fel, mici bere și voie bună. O bere, apă pentru copii, murături, sunt din Franța și când vin, normal, luăm și ceva de acasă. În cele două zile s-au perindat peste 30.000 de oameni aici în piața Obor. Sunt foarte mulți străini, am discutat și eu cu câțiva dintre ei, se bucură de atmosfera românească. La festival un mic a costat 7 lei, iar un pahar de bere 6 lei.